Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta o rețetă pe care mulți dintre voi cred că o preferați. Mâncare de urzici. Această mâncare se consumă în special primăvara, când urzicile își fac apariția. Pentru această rețetă avem nevoie de urzici, cantitatea pe care o doriți, 2 linguri de făină, 20 de ml de ulei, usturoi, eu am aici 6 căței de usturoi, dar voi puteți să puneți și mai puțin, dacă nu vă place prea usturoiat, sau mai mult, sare și piper după gust. Vom începe prin a pune la fiert o oală cu apă, să fie mai multă apă, astfel încât să aibă loc toate urzicile. După care adăugăm sarea. Eu am aproape o lingură de sare. Și așteptăm să ajungă la punctul de fierbere. După care vom adăuga urzicile treptat. Urzicile sunt foarte sănătoase. Acestea conțin 40% proteine și foarte mult fier. Înțeapă puțin. Iar după ce vom adăuga toate urzicile, le vom lăsa la fiert timp de aproximativ 10 minute sau până când acestea se vor înmuia. Iar după aceea vom continua rețeta. Am terminat de pus toate urzicile, iar acum voi aștepta ca acestea să se fiarbă, după care vom strecura urzicile și zeama o vom păstra, deoarece aceasta este curată, fiindcă am spălat urzicile foarte bine înainte. Urzicile s-au fiert, acestea miros foarte bine. Iar acum le vom scoate și le vom pune într-un bol. Și vom păstra zeama pentru continuarea rețetei. Le scurgem foarte bine de apă, de zeama lor proprie. Am scurs toate urzicile. Acestea sunt care mi-au mai rămas, deoarece după fierbere ele își micșorează volumul. Și am oprit aici o parte din zeama de urzici, pentru a subția compoziția. Iar acum le voi blendui cu un blender, iar voi puteți să le tocați și la cuțit. Voi mai adăuga
și puțină zeamă. Și voi continua să blenduiesc. Am terminat de blenduit. Așa arată consistența urzicilor. Voi mai adăuga și puțină zeamă ca să fie compoziția mai zemoasă. Vom amesteca foarte bine. Acum urmează să punem într-o cratiță pe foc uleiul. După care vom adăuga făina. Amestecăm. Și vom mai adăuga puțină zeamă de urzici. Și amestecăm foarte bine. Mai adăugăm și puțină sare și puțin piper. Chiar dacă am pus sare în compoziția urzicilor când le-am fiert, tot mai necesită puțină sare. Iar acum vom adăuga urzicile. Are o culoare asemănătoare cu cea a spanacului și sunt la fel de pline de vitamine. Și antioxidanți. Amestecăm foarte bine totul. Să dau focul puțin mai încet. Iar acum o să pun și puțin usturoi tocat. După care vom mai lăsa la fiert încă 10 minute și mâncarea de urzici este gata. Aceasta este mâncarea mea de urzici. Aceasta se consumă, dacă nu doriți neapărat să țineți post, împreună cu mămăligă și cu ouă ochiuri. Sper că v-a plăcut rețeta mea. Și dacă da, vă rog să dați subscribe canalului meu de YouTube și ne revedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!